2 milioane, n-am văzut-o niciodată. Da. Deci 10.000 de pachete de țigări. Da. Dar da, ce mașină avea? Nu, un microbus. Și erau din Republica Moldova, nu? Da. Da. Transportul a fost depistat pe 6 iulie. Era un control de rutină și polițiștii au avut un șoc, frate, că n-au văzut. Îți dai seama? Știi ce au zis polițiștii? Mamă, ne ajung astea! Da, fii atent, apropo de chestia asta, e simpatic traficantul ăla. De fapt, era un cărăuș, nu știu ce era. Da. Din Republica Moldova. Fii atent, auziți aici. Om, hal de om. Nu, eu le-am ascuns. Dar cine le-a ascuns? Ei le-au încărcat, nu știu. Cine? Un om l-a încărcat singur. Dar v-am știut, mi-a spus că încarc țigările. Cum n-am știut? Nu știam că nu puteai să treceți cu ele? Cum nu știam, știam, cum nu știam. Și ai trecut cu ele? Ei, i-am trecut, nu ne-am trecut dacă mă vedeți aici. Și v-am prins? De cum să nu mai prind? Dar de ce le-au ascuns printre mere? Dar puneți le ascundă. Trebuia să-l lasă la vedere. Da? Dar cine e băiatul ăsta? E un om, cine? Eu nu știu cine, știu cine e. M-a întrebat dacă vreau, îmi plătești 2000 de euro, dacă vreau, hai. Cum te numești? Vania, cum? Și mai relăsat de unde le aduceți? Amelie, de casă. Și trebuia să le vinzi aici? Da, puneți-le. Doamne, doamne, deci știi ce îmi place? Că este foarte sincer. Și te-au prins? Păi normal, nu vezi? Aici. Unde crezi că sunt?